Când facem curățenie în dormitor, nu trebuie să uităm niciodată de perne, în timp ce acestea pot declanșa afecțiuni serioase de sănătate din cauza tuturor microbilor și a mizerii adunate pe suprafețele sale. Află ce produse să folosești pentru a îndepărta petele galbene de pe ele. Un somn de calitate presupune și utilizarea unei perne curate și confortabile. Aceasta poate fi umplută cu pene, puf, fibre de umplutură sau spumă. Oricum ar fi, un lucru este cert. Indiferent de materialul său, trebuie obligatoriu să fie curățată periodic, pentru a-ți proteja inclusiv pielea. În timp ce perna ajunge să prezinte mirosuri urâte, petele din transpirație acumulări de ulei corporal și, nu în ultimul rând, acarieni. Nu este deloc dificil să curezi pernele din dormitoarele din locuința ta. Le poți duce la curățătorie, bineînțeles dar le poți spăla chiar și acasă cu produse proprii. Chiar dacă obișnuie să speli des husa și perna trebuie curățată, specialiștii în domeniu recomandă curățarea pernei de cel puțin două ori la patru luni. Este bine să le speli chiar mai des decât atât, dacă ți amintești, mai ales în cazul în care știi că obișnuie să te îmbolnăvești rapid tu sau cei dragi. Ce îndepărtezi petele galbene? Pernele din pene și fibre de poliester pot fi spălate la mașina de spălat sau manual. Nu este necesar să folosești o cantitate mare de detergent. Evită pe cât posibil răsucirea și stoarcerea puternică a materialului. Petele galbene de pe pernă trebuie curățate separat, înainte de a introduce perna în mașina de spălat. Există un produs ieftin care face furori în Marea Britanie. Ce dă rezultate excelente în acest sens, poate fi găsit și în magazinele din România. Nu este destinat pernelor însă. Poate fi folosit la aproape orice, blaturi, aragaz, podele, ceramică, oale și tigăi, grătare, chiuvete, ferestre, gresie, inclusiv la îndepărtarea petelor galbene de pe pernă. După ce ai curățat petele galbene, lasă perna să stea timp de 15 minute, apoi pun în mașina de spălat. Alege programul de spălare potrivit, după care setează și un al doilea ciclu de clătire. În acest fel vei fi sigură că nu rămâne detergent în materialul obiectului. Relatează pleitech.ro.